Într-o clasă sunt 15, maximum 20 de copii. Învață lecția la școală, pauza mare este de 2 ore, timp în care pot mânca la cantină, iar acasă nu au de făcut teme. Teodora povestește că materia nu este așa de stufoasă și lecțiile sunt predate într-un mod practic. Merg în diferite excursii, la fiecare sfârșit de capitol, merg în excursii, vizitează muzee, centre culturale. Pe Ana Maria au impresionat-o bucuria cu care elevii vin la școală, dar și felul în care învățătorii îi tratează pe copii. Nu există domnul sau doamna, dascălii fiind strigați pe nume. Ei gustă din plăcerea de a învăța, lucru care mi se pare foarte interesant și văzând asta vreau să ajung cât mai repede la catedră și să schimb ceva în România, să aplic ceea ce am văzut. La grădiniță nu plâng niciodată, nu am văzut copii care să plângă la grădiniță. Față de aici, de la noi, ei când vin plâng sau mai plâng după mama dimineața, dar acolo nu, ei vin de plăcere, ei abia așteaptă să ajungă să se cunoască cu colegi. Secretul fericirii, deschiderea profesorilor și folosirea gadgeturilor, a calculatorului și a tablelor inteligente. În Spania, învățătorii predau matematica pe jocuri și aplicații online. Cu toate că evaluările au loc săptămânal, elevii nu sunt stresați și asta deoarece doar 30% dintr-o notă reprezintă teoria. În rest, contează atitudinea și implicarea la ore. Profesorul urmărește și conduita elevului și participarea la ore. Și profesorii au fost impresionați de faptul că toți copiii sunt încurajați să își exprime liber sentimentele și să își gestioneze furia și temerile. Inteligența emoțională este studiată încă de la clasele mici. Din păcate, la noi copiii sunt nefericiți și poate că vor fi multă vreme de acum încolo nefericiți dacă decidenții vor încerca în continuare să subordoneze sistemul educațional ideologiilor politice. Aceste oportunități oferite de programul Erasmus+, sunt niște oportunități extraordinare, pentru că ei învață pe lângă limba străină pe care o vorbesc acolo, cum au fost acești elevi care au făcut un curs de limbă spaniolă și care au practicat limba spaniolă în Spania, deci pe lângă competențele lingvistice, ei învață să-și dezvolte și competențele profesionale care țin de pregătirea lor de învățător. Există totuși reguli stricte ce țin de bun simț, generozitate, bunătate și mai ales uniformele, caracteristice fiecărei școli. Primul examen serios are loc în clasa a 10-a, urmat de bacalaureatul care este luat în calcul la admiterea la facultate.